În 17 ianuarie uh, un vot pe uh, -o, o problemă cu totul și cu totul specială uh, cu tremură Parlamentul Uniunii Europene. Ce credeți că s-a votat? S-a votat ca să rămână secrete contractele uh, cu uh, Pfizer din timpul COVIDului. Deci, acele contracte uh, care au impus uh, statelor uh, condiții. Uh, fără precedent în istorie, condiții comerciale, dar conform cărora cetățeni din toate statele Uniunii Europene, mai ales din România, au fost supuși la niște obligații financiare incredibile. Noi și acum suntem acționați în judecată pentru jumătate de miliard de euro, pentru că, în continuare, Pfizer, vezi, Doamne, în baza acelui contract secretizat, produce uh, pentru noi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat în Parlamentul European. În Parlamentul European, spre rușinea europarlamentarilor, 349. Uh, de europarlamentare au votat ca să rămână secrete aceste contracte și doar 254 au votat pentru desecretizare. Atenție, deci, pe cine numim de acum încolo în Parlamentul European prin votul nostru.